Icoanele Maicii Domnului cu disciplina religie, cultul ortodox, clasa pregătitoare. Icoana Maicii Domnului Cupruncul, pruncul, cea iubitoare. Maica Domnului îl ține pe fiul ei, care are fața îndreptată spre ea și o mână în jurul gâtului ei, simbolizând iubirea dintre Dumnezeu și om. O iubire care cuprinde iubirea mamei pentru copiii ei. Icoana Maicii Domnului cu pruncul, sporirea minții, a înțelepciunii. Maica Domnului îi ajută pe copii să învețe, să înțeleagă, să rețină cele studiate prin rugăciunile ei către Dumnezeu pentru copii. Icoana Maicii Domnului cu pruncul, căutătoarea celor pierduți. La această icoană se roagă toți cei care au probleme, supărări sau necazuri și se simt pierduți și vin ca niște copii necăjiți la mama lor. În icoană, Maica Domnului își ține mâinile împreunate, îmbrățișându-l pe fiul ei, care îi răspunde cu dragoste, îndeplinindu-i rugăciunile. Icoana Maicii Domnului cu prungul, grabnic sau repede ascultătoare. Numim această icoană grabnic ascultătoare pentru că de multe ori creștinii povesteau că Maica Domnului le venea în ajutor imediat după ce se rugau în fața acestei icoane. Ce dorință ați vrea să vă îndeplinească maica Domnului prin rugăciunile ei către Mântuitorul. Care dintre icoanele pe care Vi le-am prezentat ați vrea să o dăruiți celui mai bun prieten? Explicați alegerea făcută. Iată icoanele prezentate.